bună ziua încă o dată, fetiță frumoasă! Uite cine a venit la tine! Cine este? Ursul! Și ursul a venit să te felicite cu ziua ta de naștere! Câți anișori faci tu astăzi? 4. 4 anișori! Mulți ani înainte, scumpă fetiță! Noi vrem astăzi să vă felicităm atât pe tine, Lenuța, cât și pe tine, Verica, pentru așa scumpete de fată. Cum crezi tu? Cine a trimis această surpriză la voi? Sora ta de la Israel. Așa! Uite, așa se duce gândul, da? Da, numai eu să fac gândul. Numai ei capabil de așa surprize frumoase. Vrem să vă citim o felicitare care o avem pentru voi. Dragii și scumpii noștri, Viorica și Anton. Un copil face familia mai fericită, dragostea mai puternică, răbdarea mai mare, mâinile mai ocupate, nopțile mai lungi, zilele mai scurte și viitorul mai frumos. Felicitări cu această zi minunată! Fie ca bunul Dumnezeu și dragostea voastră să însoțească această prințesă toată viața! Dorim micuții Elena ca ochii să-i fie deschis la tot ce este frumos, urechile să-i audă doar cuvinte frumoase, mâinile să-i îmbrățișeze doar pe cei buni, iar picioarele să o ducă pe drumul drept al vieții. Să vă trăiască la mulți, mulți ani, cu drag, într-adevăr, de la sora Tatiana, de la Mihaela și Vilena. De la Mihaela și Vilena. Uite și că toți au făcut el și la Tania. El e mai mare de 10 ori ca tine, da? Sper că ți-a plăcut surpriza lor. Foarte mult. Le mulțumesc din suflet. Sora, îți mulțumesc foarte mult pentru așa surpriză. Dă-i Dumnezeu sănătate și te așteptăm să vii cât mai repede cu noi acasă. Și la fetele tale să aibă un viitor plăcut și să ai numai bucurii de la dânsă. La mulți ani, să știi că chiar dacă ea este departe și a trimis toată dragostea vouă, să vă spună cât de mult vă apreciază, cât de mult vă iubește și de acolo din depărtare. Da, și are pentru ce? Sunteți niște fete minunate, da? Da, ți-a plăcut ursulețul? Da. Da, dar cum e el frumos? Da. Îl cuprinzi? Hai să-l cuprindem. Așa, bravo! Uite toată dragostea unde era. Bravo, bravo! Dar vrei să vezi cine te-a felicitat pe tine în acest ursuleț frumos? Ia nu uite acolo. Cine e acolo? Cine e acolo? Vilena. Ești bucuroasă? De atâta tu nu vrei la grădiniță astăzi, nu plec. Îți place cadouul de la tante Tania și la Vilena și la Mihaela? Ia spune. Mulțumesc. Tu le iubești pe dânsele? Da, ce tare. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, la mulți ani. Lenuța să trăiască, Lenuța să trăiască, la mulți ani. Să aibă un viitor plin de bucurii, să fie, în primul rând, îi doresc să fie sănătoasă și voioasă și să aibă toată dragostea, să-i oferim toată dragostea care nu a avut și o iubim foarte mult. Lenuța! Așa! Mama. Dar cum este mama noastră? Este cea mai bună? Da. Cine are cea mai bună mamă din lume? Mama mea. Mama ta. Mama ta e cea mai bună, da? Frumos, Tania, că nu ne uiți și noi niciodată ne te uităm. Și te așteptăm cât mai curând să vii acasă, să fie alături de voi. Să știți că ea oriunde nu s-ar afla, vă trimite toată căldura și dragul. Ce dorim să cânt ai zice pește. Știi ce aș ruga?
copii.